Drumul european 79 ar putea fi închis traficului rutier. Este vorba de defileul Jiului, drum care face legătura între județele Hunedoara și Gorj. În luna mai, aici vor demara lucrările de reabilitare a acestui segment de drum, lucrări în valoare de aproximativ 150 de milioane de lei. Cei de la CNADNR au declarat că reabilitarea acestui segment este foarte dificilă din cauza serpentinelor, dar și a stâncilor. Acest segment de drum nu a mai fost reabilitat niciodată până acum. Reprezentanții secției de drumuri naționale Hunedoara spun că au predat toată documentația pentru acest proiect la Regionala de Drumuri Naționale din Craiova. Colegii din județul vecin, respectiv din Gorj, au precizat că traficul rutier va fi întrerupt după sărbătorile pascale timp de 3 ore pe zi. În tot acest timp, conducătorii auto care utilizau acest tronson de drum vor ocoli pe Valea Oltului. Logistica pentru derularea lucrărilor este stabilită, iar în cursul săptămânii viitoare vor fi realizate lucrări de plombare a gropilor, iar luna viitoare vor demara lucrările propriu-zise, acestea fiind împărțite pe tronsoane.